Salut! Sunt Andrei și astăzi vă prezint mașina de găurit profesională Bosch GVM 13.2 R. Acest model este prevăzut cu o mandrină specială rapidă de 13 mm cu funcția de blocare la strângere pentru a fixa mai bine accesorile. Mânerul suplimentar este din plastic rezistent și asigură un control mai bun la lucru. Carcasa mașinii este din dur aluminiu. Este o carcasă care ajută la răcirea mai bună a îngrenajelor interioare și este prevăzută cu două trepte de viteză. Treapta inferioară, ce are 1000 de rotații pe minut și treapta superioară cu 3000 de rotații pe minut. Astfel, mașina se poate utiliza la o diversitate de aplicații cu ușurință. Carcasa motorului este din plastic rezistent, asigură o răcire prin zonele de aerisire laterale și este prevăzută cu soft grip, astfel utilizatorul are un control mai bun al mașinii. Motorul are 750W, este un motor cu un cuplu ridicat ce permite găurirea oțelului până la 13 mm și a lemnului până la 20 de mm. Chimbătorul de sens se poate acționa de pe ambele părți ale mașinii, iar întrerupătorul este prevăzut cu rotiță de preselecție a turației pentru o precizie mai bună la găurire. Acest întrerupător se poate bloca în cazul în care utilizatorul dorește să folosească mașina pe o perioadă mai mare de timp. Ambreajul de siguranță protejează utilizatorul în cazul în care burghiul se blochează în material, astfel se previn eventualele accidente. Greutatea mașinii este de 2,4 kg și permite ca utilizatorul să o poată folosi la în înălțime sau în spații înguste. Cablul de alimentare al mașinii este prevăzut cu bilă pentru o flexibilitate sporită la lucru. În setul de livrare al mașinii găsim certificatul de garanție de 12 luni pentru persoane juridice și de 24 de luni pentru persoanele fizice, cartea tehnică în limba română, limitatorul de adâncime și cutia din carton.